Da. Așa. Așadar, Mărica, continuăm. E vorba de obiectivul care ne-am propus, să găsim pentru A acele elemente care satisfac proprietatea de caracterizare compusă din două cerințe. Și am găsit mulțimea formată din elementele 11 și 3, să recunoaște că a fost un exercițiu foarte, foarte frumos, care a avut în interior două momente Aici foarte. am văzut că există un număr să aibă atât de multe am uitat. Elemente sau ce vrei să spui? Care avea atât de multe Divizor, astfel de divizori. mulți divizori? Da. Da, păi, poate să fie. Așa s-a întâmplat. 480 au avut mulți divizori. Parcă ieri când am făcut, am avut altceva, 786, parcă erau, am găsit mai puțini divizori. Deci nu Vreo șase, mărimea parcă. numărului. Dar eu cum am. Crezi tu că l-am luat chiar la întâmplare? Da? Nu l-ai luat la întâmplare? Nu, am urmărit să avem mulți divizori. Hai să spun acum. Wow! Hai să spun că a fost lucrarea mea. În sensul că m-am gândit repede așa. 48 înseamnă 6 ori 8. Da. 8 înseamnă 2 la 3. 6, 2 ori 3. Zic, am 2 la 4 ori 3. Numai am 48. 2 la 4 ori 3. Dar zic, dacă mi-ai pus și un 10, care înseamnă 5 ori 2, mai pun încă un 2, fac 2 la 5-a și mai bag și un 5 acolo, 3, gata, zic că ăsta e un număr foarte interesant. Deci, cât privește numărul de divizori, a fost așa ales, ca să ne înțelegem. Că eu mă așteptam la 480 să zic așa 48 ori 10, când ne-am propus, adică să mergi pe drum înapoi. 48 ori 10, 2 ori 5 și 48 înseamnă 6 ori 8. Deci să găsești divizorii nu prin descompunerea cum ai făcut-o tu, ci să merge așa. Dar tu tot acolo am ajuns, că în final ai zis că face 2 la 5 ori 3 ori 5 din descompunerea așa cum zici tu cu bară. Da? Dar cum Însă a fost. ai atunci? Aia cum zic eu, bară, cum să zic, descompunere? Atâta. Descompunem numărul. Găsim descompunerea numărului, da? În produs de factori. Ca găsim divizorii. Uite așa, găsim divizorii numărului respectiv. Asta înseamnă că procedez așa cum am învățat împreună. Deci, și a fost momentul cel mai frumos al lecției, n-am știut că o să fie 22 de divizori. 22 de divizori. 11 perechi. Nu m-am gândit că o să fie 11 perechi. Știam că vor fi mulți, dar cum anume se găsesc a fost iarăși o lecție de învățat, pentru că ai văzut, 2-ul crește până la 2 la 5, ai odată 5. Și până când ei și cu un 3, iar ei de la un capăt și iar 5 ori 3, iar sunt încă 5. Și iar când ele cu 5-ul acela, iar 2. Deci, ușor am descoperit cum anume gândim ca să prindem toți divizorii. Deci să prindem toți divizorii. Și acum a fost interesant, acum m-a venit în minte, bine că nu m-am gândit așa să iau numărul acela, că ar fi fost o problemă și pentru mine. Deci dacă se întâmpla să fie așa, 2 la a 5-a, ori 3 la a 4-a, și ori 5 la a doua. Câți divizori vor fi aici? Destul de mulți. Foarte mulți. Mai întâi 2, 3 și 5. Luați așa, individual. 2, 3 și 5. Apoi, 2 la a doua, 2 la a treia, 2 la a patra, 2 la a cincea. Pe urmă, 2 la a întâia cu un 3, 2 la a doua cu un Restăm 3. o oră doar să scriem toți divizorii. Cred că așa. Ar fi foarte mulți divizori.
Nu știu să ți spun acum, ca să scrim pe toți, dar este important să știm. Poate ne gândim așa în perspectivă să găsim o lege după care să știm numărul divizorilor. Că dacă am descoperit o tehnică din care să zicem să exploatăm acest 5, 4 și 2 exponenții, să știm numărul de divizori, în clipa în care ne-am propune să găsim toți divizorii, știind numărul lor, n-avem voie să scăpăm vreunul. Da? Asta ca o problemă. Ne întoarcem acum la cea de-a doua chestiune. Să găsim, după ce am epuizat problema asta, de am găsit elementele lui A, 11 și 3, dar două elemente, să vedem pe B. B e formată din toți X și natural și ei. Deci o primă condiție este aceasta, că e vorba de X și natural, care fac fracția asta, după înlocuire, supraunitară. Da? Mai mare decât 1. Ce ar însemna asta? Hai să traducem. Când oare 3x plus 7 totul supra 5x minus 9 e mai mare ca 1? Când o fracție e supraunitară? Dacă și numai dacă. Atunci, când la împărțirii obții mai mult decât 1. 3. 3x plus 7 este mai mare decât... Corect. Deci numărătorul mai mare decât numitorul. Deci dacă suma, dacă se traduce asta, vezi, mut condiția pe care... Dar întrebare. Cumva există vreo chestie să notezi numitorul? De exemplu, ca un fel de nu? Sau... A, dacă vrei tu așa, da, de acum strămâne, cum spun, păstrezi în minte chestia asta, că cel de jos e numitor și cel de sus e numărător. Datorită repetiției și tot spui, că așa cum spui tu și mie mi s-a întâmplat la început, tot așa, amestecat numărător, numitor. Cel de sus e numărător și cel de jos e numitor. Dar dacă mă grăbeam, puteam să spun invers, nu? La început, tu asta spui. Poți să existe riscul să spun invers. De acum, dacă vrei să eviți asta, zici cel de deasupra să fie mai mare și față de cel de desubt. Da, nu e chiar matematica asta. Deci nu, dar și dacă numitor. Pot, de exemplu, să nu scriu din nou 3x plus 7 și pur și simplu să scriu un n sau așa ceva. Ai, nu, dar nu ne trebuie acum. Ne trebuie. Ne trebuie să traducem asta, că expresiile astea le prelucrăm pe urmă. Deci, traducem faptul că la împărțire mai mare ca 1 prin a scrie 3x plus 7, cum am spus, mai mare decât 5x minus 9. Și acum, pe noi nu ne mai interesează relația asta. De acum de aici privim la egala sa, la echivalenta sa. Și pe asta încercăm să o prelucrăm până când descoperim un anumit X. Da? Deci ne interesează de acum să lucrăm asupra relației până găsim niște dar valori. Același X? Da, pentru prima dată noi avem un singur X până acum, nu? Nu se întâmpla ca în ambii membri să avem două valori, adică expresii în X, 3X aici și 5X aici. Și pentru început, prima problemă care trebuie să o rezolvăm este să scădem din cel mai mare pe cel mai mic. Deci să scădem un cât din ambii membri. Pe cine să scădem din ambii membri? Dintre 3X și 5X, care are... 3x, sigur, coeficientul, adică 3 față de 5, sigur că da. Deci scădem un 3x din ambii membri. Și ea devine acum. Și ea devine 7. Da, mai mare. Mai mare decât 2x minus 9. 2x minus 9, sigur că da. Perfect. Echivalent, s-a mai micșorat ca dificultate. Deci fosta poveste mai mare ca 1 s-a
aranjat așa și acum s-a așezat mai bine. Hai să o citim invers. Adică să o citim în inegalitatea dinspre dreapta spre stânga. 9 minus 2x. 2x minus 9. A, 2x minus 9 mai mic decât 7. Corect. 2x minus 9 mai mic decât 7. Mi-am aranjat-o cum îmi plăcea mie în așa în tot lucrul pe care l-am făcut. Mi-am aranjat-o așa. Și acum mi era îndemână ca să scap de 9. X-ul este în stânga.